Sărbătorile pascale de anul acesta au adus la spital bolnavi cu o patologie diversă cauzată de agresiuni, come alcoolice, infarcturi, consum irațional de alimente sau accidente rutiere. Încă din sâmbătă mare, în centrul de primiri urgențe a Spitalului Roman s-au prezentat 95 de pacienți victime ale accidentelor rutiere, agresiunilor sau comelor alcoolice. Au existat și victime ale căderilor de pe bicicletă, dar cele mai multe cazuri au provenit din rândul pacienților care au ajuns la spital din cauza indigestiilor provocate de consumul exagerat de alimente și băutură. În data de 15 aprilie, în sâmbătă mare, s-au prezentat 95 de pacienți la centru primiri urgențe. Dintre aceștia au fost accident rutier un pieton, agresiuni, sevraj și coma alcoolică, căderi de pe bicicletă, fiind policontuzionat și în comă gradul 3, iar la ora 22 a decedat. Un alt deces a fost înregistrat la ora 2 și un sfert, tot în GPU, venit cu stop cardiorespirator, infarct miocardic acut, o femeie din Roman. Au fost pacienți cu accidente vasculare cerebrale, cu ocluzie intestinală. În prima zi de Paște au fost 84 de prezentări la CPU, din care majoritatea victime ale agresiunilor, comelor alcoolice, șocurilor hemoragice sau plăgilor prin înjunghiere. În data de 16 aprilie 2017, în prima zi de Paște, au fost 84 de prezentări, de asemenea agresiuni, comă gradul 3 AVC hemoragic, plagă înjunghiată în regiunea abdominală, un bărbat, tot la fel coma alcoolică, un copil de 16 ani, un băiat de 16 ani. Și accident rutier, un tânăr de 22 de ani. Cea mai aglomerată zi a fost a doua zi de Paște, când la CPU au fost aduși 120 de pacienți cu dureri abdominale și indigestii din cauza consumului exagerat de alimente. Au existat de asemenea și victime ale accidentelor rutiere, agresiuni și multe cazuri de etilism acut. În ceea ce privește nașterile, în ajunul Paștelui și în primele două zile ale acestor sărbători s-au născut 7 copii, dintre care 3 băieți și 4 fete, toți primind note între 6 și 10. În data de 17, a doua zi de Paște, au fost cele mai multe prezentări. 120 de prezentări. S-au prezentat și pacienți care au avut dureri abdominale după masa de Paști, cu indigestii, accidente rutiere, agresiuni, etilism acut. Ca și nașteri, între 15 și 18 aprilie, în aceste 3 zile, au fost 7 nașteri, 4 nașteri naturale, 2 cezariene și o lecuță care a născut în teren. A fost adusă la spital. 3 au fost băieți, 4 fete, cu argare între 6 și 10, din mediul rural 5 copilași, de fapt mamele, din mediul rural 5, iar din mediul urban 2 mame. Per total, medicii susțin că, din observațiile lor, cea mai aglomerată perioadă o reprezintă a doua zi de Paști, când la spital ajung și cele mai multe cazuri de indigestii. Adică am observat eu cam în a doua zi de Paști este mai aglomerată, și anul trecut și anul ăsta mai aglomerat. Mai liniște a fost în prima zi de Paști. În Vinerea Mare, la fel, cel puțin în noaptea de înviere a fost și în GPU aglomerație. În schimb, astăzi, în cea de-a treia, când ați început, avalanșă... Astăzi, da, o avalanșă de oameni și în GPU și în ambulatoriu. Lumea, știți cum e, rapidă până trec sărbătorile și apoi vin la spital. În perioada 15-17 aprilie și-au încheiat socotelele cu viața 3 persoane. În timp ce la spital a fost aglomerație, afluența către centrele de permanență din Roman și zonă a fost una moderată la Sagna, Poienar, la Central Clinic Roman sau la centrul de permanență MedClass, dar și la centrul de permanență de la Moldoveni, prezentându-se și fiind tratați 10 de pacienți.